un telefon pe care îl stabiliserăm cu Mihai Rotaru, acționarul principal de la Universitatea Creva. Bună seara! Bună seara! Mă întrebam la un moment dat, apropo că e perioada aceasta în care mai de vacanțe, unii mai merg, dacă pot să merg la munte, pe la schi și pe nu știu unde, dacă vă apucă un pic de vertij uitându-vă în susul muntelui, în clasament, și de unde și întrebarea, cum de s-a întâmplat așa ceva, că pare un fenomen paranormal la Craiova. Dintr-o echipă care câștiga la 5, 3, 4, 5 goluri diferență cu Reghecamp, nu cu altcineva, ajuns la echipă care nu mai știe să câștige, deloc. Păi ca să ne uităm la vârful muntelui trebuie să scoatem capul și noi n-avem cum să-l scoatem. Așa că nu ne apucă vertijul, că suntem cu capul în pământ. De ce, domnul Rotaru? Don't look up. Don't look up, exact. Exact. Asta este, da. Asta e filmul momentului. Explicațiile sunt multe. Din păcate, au fost 7 meciuri legate cu rezultate nefavorabile. Pentru că, în primul rând, adevăr, adică a fost ghinion, poți să spui, la un moment dat. Dar, pe total, sunt 7 meciuri legate. Trebuie să tragem linie, să ne resetăm și să o luăm de la capăt. Se pleacă... Săptămâna viitoare se pleacă în cantonament și sper să arătăm cu totul și cu totul altfel, cel puțin din perspectiva rezultatelor. Da, cantonament sau perioada aceasta de pauză implică și anumite retușuri sau, în fine, schimbări de lot. Mă gândesc că după rezultate și după această diferență față de așteptări și de ceea ce făceam fiecare an, Craiova, mă gândesc că veți vrea să aduceți jucători și aici sunt niște discuții. V-a stabilit o țintă? Nu, dar noi nu vrem să aducem jucători în funcție de momentul în care ne aflăm. Noi aducem pentru că vrem să întărim echipa indiferent. Și dacă eram pe locul întâi, ne uitam după 2-3 jucători. Adică vrem să acoperim 2-3 posturi și dacă suntem pe locul 5, tot 2-3 posturi vrem să facem. Noi întotdeauna vrem să ne întărim, vrem să fim mai buni, vrem să progresăm. Deci nu e în funcție, adică strategia noastră nu s-a schimbat. Acum că suntem pe locul 5, nu mai aducem jucători sau nu mai... continuăm cu unii dintre cei care sunt. Nu, noi ne facem strategia în funcție de ceea ce ne dorim în permanență. Deci, două-trei posturi, a spus. Două-trei posturi. Două-trei posturi. Am înțeles. Da. Deci, ne puteți spune care? Fundaș central, un jucător care să acopere linia din față și eventual un mijlocaș central defensiv. Dar nu... important este un fundaș central pentru că în momentul acesta Găman este accidentat. Uh-huh. Și atunci trebuie să acoperim zona. Și ați mai spus un atacant, parcă? Un jucător care să acopere în special benzile, bandă stânga-dreapta. Ah, bandă stânga-dreapta. Domnul Rotaru, după meciul la media s-a zvonit că ar fi ceva probleme între greii vestiarului, Bancu, Nistor, Constantin. Există o ruptură între unii dintre ei și Reghecamp sau în înțelegere sau totul funcționează de minune? Astea sunt povești. Am văzut și o listă cu 10 jucători sau 12 jucători care sunt puși pe lista neagră, să spunem, în primul și primul că nu există la Craiova grei vestiarului. Există jucători cu vechime, jucători care sunt respectați, dar nu există așa ceva. Adică nu vă gândiți că la Craiova este ca la orice altă echipă în care vin 7 jucători și decid ce se întâmplă. Nu, noi suntem construiți altfel. Dar, ca să vă spun la întrebare, nu există o ruptură între antrenor și un grup de jucători sau un jucător sau doi jucători. Nu există așa. Da, totul serios vă întreb. Care e explicația? Că la un moment dat părea că merge supersonic Craiova și într-o dată parcă i s-au oprit toate motoarele. Cu aceiași jucători, același antrenor, prea a fost bruscă povestea. Luăm meci cu meci, da? Victorul domin prima repriză complet, da? În totalitate. După care ai terminat, te-a bătut Viitorul cu 1-0, dar putea prima repriză să ai 4-0. Da? Luăm al doilea meci cu FC Argeș. Minutul 12, Crețu Roșu, care, sincer, niciun arbitru mare nu dădea acolo al doilea galben. Nu exista așa. Da? Ai luat, de unde tu dominai, controlai meciul, ai luat al doilea galben, s-a terminat. Da? Da. Cu Botoșan, ce? Că eu am fost echipa mai care trebuia să câștigi. Cu toate că minutul 93 au avut o situație de poartă în care puteau să ne bată. Dar am fost echipa mai bună cu Botoșani. Și atunci dacă le-i bob cu bob, să spunem așa, vei vedea că a fost și o doză mare de ghinion și o ciupeală mică, să spunem, între ghilimele, dar fiind 7 metri totuși, ne fiind doar 2, 3, 4, sigur că este o problemă pe care sperăm să o rezolvăm. Adică o problemă de abordare, de
conjunctură. De, oarecum de încredere a jucătorilor, de legare ceva în echipă, de, poate de responsabilitatea unor jucători, că înțeleg că totuși în asta condițiile sunt mult mai bune decât la majoritatea echipelor. Ne mai auzim? Sau poate decât la toate echipele. Sau poate, dar asta e că diferența asta între condiții și reprezentarea pe teren a echipei pare abisală, e uriașă. Ceva. Jucătorii nu pot să-i acuz de lipsă de atitudine. Jucătorii chiar au arătat, jucătorii și-au dorit. Dar a fost o conjunctură. Acum câțiva ani de zile, Borussia Dortmund a terminat pe locul 7 în condițiile în care ei și-au făcut analiza internă și au zis, domne, noi avem echipă de locul 2. Și am terminat pe 7. De ce am terminat pe 7? Și au analizat. Și a ieșit că au avut ghinion. Și au zis, da, domne, ghinionul a jucat un rol foarte mare în acest campionat. Vă mai spun despre ce se zvonește pentru a clarifica chestiunile acestea. În primul rând, dacă va continua seria aceasta, nu știm, dar e posibil orice. Dacă va continua așa, vor fi luate niște decizii radicale la nivelul clubului, inclusiv apropo de conducerea tehnică? Asta nu este cu dacă. Dacă vom continua așa, vom retrograda și atunci nici nu are sens să discutăm. Pentru că dacă vom continua așa, vom retrograda, e simplu. Da? Dacă în următoarele Nu, dar mă refer la retrogradare, la pierderea play-off-ului. Direct. Adică... Nu, v-am spus, nu luăm în calcul pierderea play-off-ului, ar fi un dezastru managerial din toate punctele de vedere, dar nu luăm. Iar noi nu suntem cu dacă retrogradăm, dacă facem. Noi ne batem în acest moment în continuare la podiumul campionatului. E clar că înseamnă locul 3 în momentul acesta podium, nu înseamnă și locul 1-2 din perspectiva Universității Craiova. Da, dar noi ne batem la locul 3 și la Cupa României. Acestea sunt obiectivele Universității Craiova. Știți de ce spun că s-a zvonit că la un moment dat e posibil, ar fi posibil să fie pe lista noastră ca antrenor Rădoi și chiar Roni Levi. Nu, de când am auzit, am citit și eu cu Roni Levi. Deci, nu știu, sunt, nu-mi dau seama de unde. Bănuiesc că sunt toți ei care au spus că dăm afară 12 jucători acum în perioada de iarnă. Da? Nu luăm în calcul o schimbare de antrenor. Suntem chiar, avem încredere că totul se va rezolva, pentru că echipa, exceptând meciul cu UTA Arad, când putem spune că am câștigat un punct, da? Echipa în rest și-a dominat adversarul. Și a dominat-o pe FCSB repriza a doua, adică țineți minte că a fost un gol norocos în minutul 93, da, în condițiile în care noi am ratat 5 ocazii mari în repriza a doua. Da? Deci nu se va întâmpla la nesfârșit să meargă acest ghinion. Da? Poate va mai ține o etapă, două, trei, dar n-are cum să meargă, pentru că valoarea echipei noastre își va spune cuvântul. Să vedem. E adevărat că noi avem o anchetă, Digi Fotbal o numim, cu mai multe capitole, între care figurați la două, să știți, perfect. Adică nu neapărat antagonice, dar oricum diferite, clar. Unul este, o să dăm publicității astăzi, ancheta cu dezamăginile anului. Sunteți acolo, ați fost votați de specialiștii DigiSport, cei care apar în emisiuni, dar și, deși încă nu o să o arătăm, și la echipa, între echipele care, și nu o să spun pe ce loc sunteți, între echipele care joacă cel mai spectaculos fotbal. Deci sunteți și la dezamăgiri și la echipe spectaculoase, ceea ce pare cu adevărat... să spun, schizofrenic, un pic așa din perspectiva asta. Nu. Păi de asta sunt de dezamăgire, pentru că fotbalul, spectacol pe care îl jucăm, pentru că cele mai frumoase meci în acest campionat au fost la Universității Craiova. Adică cred că avem locurile 1, 2, 3, 4, 5 la meciul spectacol. Nu putem să vedem câte un loc și nu știu dacă e unul, dar în orice caz am văzut că v-au votat mulți dintre colegii mei. Nu. Okay. Și atunci dezamăgirea este mare, pentru că tu, având un joc spectaculos, având în primele două atacuri ale ligii întâi, te afli pe locul 5. Sigur că este o dezamăgire foarte mare. Și atunci putem să ne numim dezamăgirea acestui campionat. E adevărat că vi-l doriți pe cel la fundașul central de la Chindia, că a zis că visul lui ar fi să joace pe Oblemenco? Îl apreciem pe celălalt, dar repet, nu fac transferul prin presă. Nu discutăm despre jucători, cine vrem, cum vrem, mai ales jucătorii aflați cu contract, deci nu vom discuta niciodată aspectele acestea. De asta nici nu au cum să apară aceste zvonuri care vin. Că s-a vorbit cu Roni Levi, că s-au dau afară 12 jucători, că vrem pe aici, pe aici. Nu au cum să fie adevărate, tocmai în același motiv, care vedeți și de acum. Noi nu vorbim, nu umplem târgul cu ceea ce vrem să facem. Aveți un pact cu patronul la FCSB care s-a arătat, în fine, neclar apropo de încălcarea lui, de către posibil că de noastră, apropo de un transfer al lui Miculescu, de acolo, în fine, pe un... Eu mai departe, pe care ar vrea și FCSB. Există ceva din punctul ăsta de vedere? Există vreo neînțelegere aici? Nu există absolut nimic. Am întrebat el pe patronul de la FCSB ce anume vrea să spună, pe cine e supărat și așa mai departe. Dar, repet, nu ne interesează ce spune X sau Y.
Aveți primele trei etape de după reluare, care va fi destul de repede, la sfârșitul lunii ianuarie, cu Rapid, parcă, Sepsi, care e în revenire, Rapid, o revelație, Sepsi în revenire și CFR, care, vorba cuiva, CFR e CFR. Da, și invers. Câte puncte sperați din acest, dar serios, o să spuneți nouă, evident, dar, nu, sau cât ar fi minim admisibil? Adică, nu că sperăm, că sperăm 10 ca să facă o glumă, da? Bun, dar cât ar fi minim admisibil în situația noastră? Minim admisibil, nu aici vorbim de fotbal. Hai să fie spectacol, da? Nu, habar n-am care minim admisibil, că sunt 7 puncte, că sunt 6 puncte sau noi sperăm să fie 9 puncte în aceste 3 meciuri. Adică, nu că sperăm. Sunt șanse reale să fie 9 puncte. Adică, noi nu suntem niște outsider care vin și îi bate Rapid sau Sepsi sau CFR, gata, au câștigat. Nu. Suntem o echipă mare și vom arăta ca o echipă mare. Acum că vom face un număr de puncte mai mare sau mai mic, decât avem minim 0 și maxim 9, nu? Da. Asta se va întâmpla și vom vedea ce va fi păstărat. Știu că a spus că nu schimbați antrenorul și vă cunosc, discursul este același, până când se întâmplă, evident, dacă e să se întâmple. Dar ziceți că mergeți, nu e o problemă să fiți în play-out. Mergeți mai departe, dar pentru Craiova, pentru suporter, pentru toată lumea de acolo, va fi o presiune enormă. Puteți să rezistați? Puteți la un moment dat să spuneți, doamne, dacă oamenii totuși vor altceva, va trebui să, poate eu nu vreau, dar va trebui să schimbăm? Atunci să facem dacă vine bomba, dacă... Păi nu, dar e clar că dacă nu aveți o serie bună de rezultate, va veni o presiune, e clar. Păi da, presiunea este tot timpul la Craiova. Veniți în orașul, veniți la Universitatea Craiova, veniți la un meci și o să vedeți din primul minut până în ultimul minut că e presiune. Asta este Craiova. Da, dar acum e combinată și cu dezamăgire pentru mulți, că așteptau să fie altundeva aici. Este parțială, pentru că în acest moment este exact ce a spus noastră. Suntem spectaculoși, dar nu avem ineficiență. Lumea nu este în acest moment dezamăgită, este deloc. Dar de ceea ce se întâmplă nu este. Încă n-au apărut nemulțumirile, pentru că la Craiova, când apar nemulțumirile, apar în masă. Sunt 99,99%. Sunteți dezamăgiți de anumiți jucători pe care ați mizat, pe care ați contat, care trebuiau să facă diferența? Nu. E vorba dacă sunt dezamăgiți sau mulțumiți, dar cu siguranță se poate mai mult. Și cu siguranță vom arăta altfel. Interesant, de unde vine siguranța asta, dar probabil că o să ne ziceți la un moment dat. Este foarte simplu, vine din autoevaluare. Adică am spus, ok, a fost media și mai bună decât noi, a fost voluntariu mai bună, nu. Noi exceptând meciul cu UTA, când repet și felicit, a fost primul meci în acest campionat în care am câștigat un punct cu noroc sau cu greșeala arbitrilor. În acest moment a fost cu noroc, da, pentru că a fost o echipă bună. În rest, noi ne-am dominat adversarii, adică la puncte, toate meciurile erau 3-0 pentru noi. Sau, mă rog, 3-1, 3-2. Și atunci este clar că acest ghinion nu poate să țină la nesfârșit. De aici vine această asiguranță și această... din autoevaluare. Înțeleg. O să vedem, evident. Dacă ar fi că tot stăm la sfârșit de an și ne mai uităm înapoi așa la ce s-a întâmplat în 2021, cel mai bun lucru pe care l-ați făcut, cea mai bună decizie și cea mai puțin inspirat lucru care s-a întâmplat la Craiova? Nu mi-am făcut o autoevaluare. Așa, dată... să zicem că v-ați gândit un pic acum. Nu are sens să o facem acum, pentru că am să facem ceva pe genunchi, fără, adică n-ar fi o analiză consistentă, nu ar fi... Nu e o analiză, vă cer așa, o senzație, un lucru nu, pe care simțiți. Nu vine absolut nimic în minte în acest moment.